Îi invit în scenă pe cei doi frumoși, Alexandru și Mădălina. Iată-i! Bună! Ce faceți? Hai, luați loc! Vai, dar ce frumoși sunteți! Mulțumim! Cum vă simțiți? Puțin emoționat, dar... Bine! Destul de bine! Bine, înainte, mergem înainte! Cum a fost cu limuzina? A fost super, o călătorie frumoasă. Și albă. Sigur. Cine sunt susținătorii voștri în seara asta? Claudia și Cristian. Bună, Claudia. Cine e Claudia, cine e Cristian? Și Marian. Sora ei. Sora ei. Ce ne spui despre Mădălina? Și mai ales despre Alexandru, ce părere ai tu? Momentan despre el am o părere foarte bună, nu am apucat să-l cunosc foarte bine, sunt de foarte puțin timp împreună. Ok. Dar ce crezi, vor câștiga? Tu ce părere ai? Depinde foarte mult de ei, să fie puternici. Doar de voi, ați înțeles, da? Da, am înțeles. Ține doar de ei. Așa este. Cosmin și Narcisa, îi invit alături de noi în platou. Haideți! Iată-i! Ce elegant sunteți, bună! Luați loc, vă rog! Cum a fost cu limuzina? Cum a fost cu emoțiile? Cum sunteți emoțiile? Așa, cu emoțiile este ok, da. Nu prea mai avem emoții. Nici atât n-am avut, sincer, să fiu legat de cameră. Da? Ok. Și drumul a fost lung. Okay. Foarte lung. Cu cine ați venit? Cine vă susține pe voi în seara asta? Am venit împreună cu mamaia și așa, cu mama soacră. Oh, mama soacră. Bună, mama soacră. Da, ce drăguț. Bună seara. Bine ați venit, doamnelor. Bine v-am găsit. Ce ne spuneți despre ei? Două cuvinte. Sunt foarte puternici. Foarte puternici, așa, frumos. Și frumoși și ambițioși. Și ambițioși. Și dornici să câștige. Doamne ajută. Într-adevăr. Sperăm. Ok. Sunteți tare frumoși. Mersi. Abia aștept să vii. Îi invit alături de mine pe Andrei și Flori. Haideți! Luați loc, vă rog! Bună seara! Luați loc! Bună seara! Hai, hai, mai cu viață, mai cu viață! Hai, hai, hai! Andrei și Flori, antreprenor și dansatoare. Wow, ce combinație! Cum sunteți? Foarte bine. Foarte bine. Cu cine ați venit în seara asta? Eu am venit cu Alina, o prietenă dragă, da, pentru mine. Așa. Și eu cu prietena mea foarte bună, Patricia. Cât de bună prietenă, dragă? Foarte bună prietenă, și bună foarte seara. Dragă. Bună atât seara. De bună prietenă încât fără să vorbim, eram convinsă că dacă va câștiga, va dona apartamentul. Așa este? Da. Foarte frumos. Și pentru o cauză nobilă sau pentru da, mi-ar plăcea ajuns niște să... copii? Ajută o familie care are nevoie. Va, ce drăguț! Ce drăguț! Da, Flori, este de acord? Tu ce zici, Flori? Bineînțeles, da, îl susțin. Aplauze! Foarte frumos! Ați început foarte bine, îmi place. Mulțumim. Ok, și mergem mai departe. Și prietena lui Flori? Patricia. Patricia? Cum e Flori? E foarte sociabilă, foarte prietenoasă. Crezi că vor câștiga? Cu siguranță. Bine. O să-i susțin. Hai că o să mai vorbim. Nu mai avem timp acum. Sunt alături de noi pe Laurențiu și Oana. Haideți, dragilor, poftiți, poftiți. Să rămână. Bună seara, luați loc. Bine ați venit. Ce faceți? Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Ce frumoși sunteți. Ia spuneți-mi, voi sunteți cuplul căsătorit, aveți și un bebe, cum o da. Să fie? Fără el, Oana. Foarte greu. Va fi cu siguranță foarte dificil, dar o să ne mobilizăm sufletește astfel încât să reușim până la final. Asta ne dorim. Cu cine ați venit în seara asta? Am venit cu două doamne dragi sufletului meu, doamna Luci și doamna Denisa, prietenele noastre de familie. Bună seara, doamnelor! Și... Bine ați venit! Și doi dintre prietenii mei frumoși, Mădălin și Radu. Și susținem din tot sufletul așa.
oameni dragi sufletului nostru. Ia spuneți-ne câteva vorbe despre ei, așa ca și cuplu, cum sunt ei? Sunt frumoși, în primul rând, drăguți, curajoși și harnici, avându-l acasă pe David. Din câte am înțeles, este șeful casei, totul se învârte în jurul lui. Este normal. Așa, ei au venit cu emoții, spunând că sunt un pic timizi, dar nu cred asta. Sunt oameni educați, inteligenți și chiar curajoși, din moment ce se află aici, în acest platou, la această emisiune plină de neprevăzut, necunoscut. Laurențiu, deci mai prezintăm o dată băieții. Domnul Mădălin. Mădălin, da. Așa. Bună seara. Bună seara. Ia zi, Mădălin, ce părere ai tu despre Oana? Despre Oana? Da. O părere foarte bună, deoarece este o femeie, cum pot să-i zic eu, de casă. Așa. Deoarece chiar te poți baza pe ea. Adică, efectiv, îl completează pe Laurențiu, pentru că nu toți suntem perfecți. Ce drăguț. Și ceea ce îmi place la ea, că reușește să-l completeze. Ceea ce am remarcat eu la Oana este că tot timpul ai zâmbetul pe buze. Ești foarte fericită, foarte radioasă. Așa ești tot timpul? Cu asemenea băiat. Tot timpul sunt așa câtă vreme l-am pe soțul meu lângă mine. A, ce drăguț. Da. El îți dă această energie pozitivă. El îmi inspiră doar lucruri pozitive și lucruri bune. Ce mă bucur. Îi invit alături de noi pe Rozi și Valentin. Bună seara! Bună Haideți seara! Haideți să știți, luați loc, vă rog. Ce faceți? Am crezut că te prezentăm prima oară. Lasă că să avem timp să ne cunoaștem în 100 de zile. Luați loc, vă rog. Ce faceți? Cum e cu distanța asta, cu relația la distanță, că îmi dă cu virgulă? Relația noastră este o relație la început, dar distanța pentru noi nu este o problemă, deoarece sentimentele noastre sunt mult mai puternice decât acei kilometri care ne despart. Ce drăguț! Cu cine ați venit în seara aceasta? Eu am venit cu prietena și colega mea, Cristina Pazurati. Ok, bun venit, Cristina! Bună seara! Și eu am venit cu prietenul meu, m-am prietenit cu el în... Ce să zic, mă, cam bâlbâie fața camelă. Stai, niște toți avem emoții. Cum îl cheamă pe prietenul Daniel, tău? Daniel, este un Daniel. Prieten foarte bun. Foarte bun. Bună, Daniel! Cum ți se pare relația asta la distanță dintre ei? Ce zici? Sincer, nu-l cunosc prea bine pe Valentin, dar am toată încrederea în Rozi, pentru că o cunosc foarte bine. Este o femeie puternică din toate punctele de vedere, amuzantă. Okay. Și cred că o să aibă toate șansele pe viitor să se cunoască, au posibilitatea în acest apartament și totul va fi bine. Baftă! Doamne ajută! Și prietenul cel mai bun al lui Valentin, ce faci? Bine! Ce părere ai de Rozi? Nu am apucat să o cunosc, mărturisesc că Valentin, fiind un bărbat foarte discret, nici măcar mie nu mi-a spus că cineva a reușit să-i fure inima. Oh, ce drăguț! Ține-mă ascuns, doar că aici nu o să mai avem secrete, deci să fii mai deschis puțin. O să încerc. Bine. Veți fi filmați 24 de ore din 24, da? Da. Așa că secretele practic nu vor exista. Da, tocmai de aceea am venit la această emisiune, deoarece noi întotdeauna am fost mai rezervați în a ne afișa relația noastră și deoarece am crezut că tot timpul ceea ce se întâmplă în spatele camerelor sunt mult mai intense acele sentimente, dar acum suntem dispuși ca să fim în această emisiune ca și concurenție, să fim filmați 24 de ore pe zi. Vă doresc baftă multă și vouă. Îi invit în platou pe Mădălin și Nicoleta. Bună seara, bine ați venit, vă rog să luați loc. Bine v-am găsit. Haideți. Ce faceți? Mădălin, dar ce hotărât, la microfon te rog, stai jos. Ce hotărât ești tu? A, așa sunt de fel. Așa ești de fel? Ce zodie ești? Îmi place de asta, dar fecioară. Ok. Cu cine ați venit în seara asta? Cu un prieten foarte bun, Valentin. Și eu cu prietena mea cea mai bună, Ana. Ok.
Bună, bună Ana, bună Valentin. Bună seara. Bună seara. Vrei să rămâi singură? Dă-mi puțin. Păi vreau să mă mut și eu singură, stau și eu singură. Mi s-a părut foarte tare asta. Vreau să câștige, să rămân singură în apartament. Da. De ce merită Nicoleta și Mădălin acest apartament? De ce crezi tu? Pentru că merită să stea amândoi împreună, să se cunoască mai bine. Da. Să-și vadă amândoi asemănările și defectele. Ok. Să se descopere, da? Da, unul ca și relație. Ok. Bună. Bună. Ce zici de Nicoleta? Sincer, nu am apucat să o cunosc. Așa. Dar am încredere în alegerea lui Mădălin. Știu că el când intră... Că e foarte hotărât, Mădălin, adică... Mădălin nu se joacă. Ok. Crezi că au șanse să câștige? Cu siguranță. Cu siguranță. Bine. Pentru că el hotărât sau că or să se iubească foarte mult? Ambele. Bine. Ce v-a determinat să vă înscrieți la competiția celor 100 de zile? Mădălina, microfon, te rog, așa. Normal, de fapt, aș vrea să-l cunosc pe el mai mult. Ok. Pentru că în aceste 100 de zile voi fi 24 în 24 numai cu el, fără acces la absolut nimic. Și sunt sigură că... Deci pe tine nu te interesează marele premiu? Nu. Foarte frumos. Alexandru? Pe mine mă interesează marele premiul și chiar vreau să-l câștig. Bravo! Foarte puternic. Așa. Și sunt sigur că voi câștiga. Bine! Oana, zâmbăreața noastră, energia noastră pozitivă. Sper să mă păstrez așa până la finalul celor 100 de zile. Ok. Ce vei face dacă vei câștiga apartamentul cu soțul tău împreună cu Laurențiu? Nici nu ne-am gândit ce vom face pe urmă. Deocamdată ne concentrăm pe această provocare, pe competiția în sine și ne dozăm energia astfel încât să rezistăm până la final. Și pe urmă să sperăm că ne vom bucura enorm dacă vom câștiga.